După mai multe informații care au circulat pe surse, în spațiul public a fost confirmată demisia administratorului public al primăriei Târgu Jiu. Ramona Nodea și-a dat demisia, iar postul rămâne vacant, a confirmat primarul Marcel Romanescu. Astăzi când discutăm este administratorul public, iar mi-a fost înaintată o adresă prin care mi s-a comunicat că începând cu data de 26, adică începând de lunea viitoare, dumneavoastră a renunțat la mandatul de administrator public. Știți foarte bine că era un post ocupat pe perioadă determinată, pe perioada exercitării mandatului meu de primar. Așa cum specifică legea, se încheie un contract de management între primarul municipiului și cel care ocupă sau cea care ocupă funcția de administrator public. Dumneavoastră a renunțat la acest mandat de administrator public. Începând de pe data de 26 septembrie, postul este declarat vacant. Motivele demisiei administratorului public nu sunt cunoscute. Primarul Marcel Romanescu susține că Nodea pleacă în mediul privat de unde a fost ofertată. Edilul a declarat pentru Tele3 că un motiv ce a stat la baza deciziei a fost presiunea foarte mare. Ramona a avut mai multe oferte pe perioada în care era angajată la primăria municipiului Târgu Jiu pe o funcție de execuție sau pe funcția de administrator public, însă fiind o perioadă extrem de încărcată pentru noi ca și administrație publică, nu că de acum încolo n-ar fi la fel de încărcată, totuși această decizie a fost amânată până în acest moment. Nu știu exact care sunt discuțiile dumneaei cu viitorul posibil angajator. Nu știu, pentru că nici nu am cerut aceste detalii. Pe de altă parte, și prin postarea pe care a făcut-o dumneai, cred că și-a dorit o perioadă de liniște pentru anii următori, ținând cont de faptul că, e adevărat, odată cu ocuparea unei astfel de funcții de conducere în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, presiunea este foarte, foarte mare. Ramona Nodea a fost șefa de cabinet a primarului Marcel Romanescu, iar în noiembrie 2020 a fost numită City Manager, funcție ce nu mai fusese ocupată până atunci.